Dramă în sportul mondial, Jonah Lomu a încetat din viață la numai 40 de ani. Supranumit Omul Munte, fostul jucător al selecționatei All Blacks a fost considerat unul dintre cei mai importanți jucători din istoria rugby-ului. A debutat în 1994 contra Franței, iar în scurt timp avea să atragă atenția prin evoluția sa. Cu toate că a evoluat ca jucător de trei sferturi, a impresionat de la bun început prin gabaritul de înaintaș. Supranumit Omul Munte, Lomu a scris istorie în rugby-ul mondial prin pătrunderile reușite și acțiunile de geniu. Poate că a schimbat cursul istoriei în ceea ce privește postul de jucător aripă. Lomu a încetat din viață miercuri dimineața la 40 de ani la Auckland. Primul stal al rugby-ului mondial avea probleme cu rinichii și a fost diagnosticat cu sindromul nefrotic, iar în 2002 s-a retras din activitate. A fost supus unui transplant renal în 2004, reușind să-și reia cariera pentru scurt timp. În 2011 însă boala a recidivat. Am avut o șansă deosebită într-o zi să-l cunosc la mijlocul anilor 90. Șansa mai mare a fost din partea fiului meu, Iulian, care a fost în camera lui și a primit cadou tricou Noii Zeelande.